limită, deci la limită n-am ajuns să concretizăm. Au avut și ei două ocazii, prima repriză prin Costa și Obey. Un meci, după părerea mea, echilibrat, prima repriză. A doua repriză au fost la fel, o ocazie mare a lui Băjenaru, șutul pe care l-a avut. La fel, la limită, două, trei acțiuni în care dacă reușea și Corean, a avut două pase în care a fost blocat, în care ajungea, dacă reușea, la fel Băjenaru, care a ajuns foarte mult în atac, a făcut un efort extraordinar, dacă reușea, puteam să și marcăm, dar și ei au avut a doua repriză inițiativă și au avut acea ocazie mare în care, sigur, și Ciprian Tătărușanu, asta, da, lovitură... asta e Ciprian Tătărușanu, dacă de cap, el nu? Înțelege din câte și... mi-amintesc, da, am văzut, da, secvența. Lovitura de cap și alte situații la limită. Apropo de care... Ciprian Tătărușanu, situația lui a rămas aceeași în ce privește eventuala plecare la Steaua din vară? El va pleca din vară, da. Deci va pleca, sigur, de la Gloria. Da. Cu toate acestea, el s-a pregătit, pentru că am văzut că, adică sunt convins că s-a pregătit tot timpul, dar n-a renunțat. Pentru că am văzut că cât la un moment dat motivat, a apărat Albuț în formă, și cât el văd, nu mai apărea. E o concurență, aleg, deci n-are importanță că este împrumutat, este până în vară. Dacă el merită să apere, va apăra, el nu merită, asta e situația, apăra. Bine, acum să-i dăm cezarului ce al cezarului, aici e dovadă de atitudine și din partea el lui. El a și rămas. Încă alții care știau că pleacă, spuneam, domnule, asta și așa până la vară. Sigur, n-avea rost să rămână pentru că nu îi dădeam. Da, dar deci i-am tu promis. Și nu mai băgai să joace. El era preocupat, domnule, n-a rost să mai rămână aici. Dar mi-a părut rău de o astfel de afirmație. Pentru că lucrase cu mine un an de zile și mi-a părut rău că încă nu m-a cunoscut. Nu m-a cunoscut. I-am spus, dacă ai rămas aici, rămâi. Dacă ești bun, ești în formă de apărat, nu aperi. Așa e, nu că nu ți se dă șansă, pentru că nu poți să te țin să-mi bat joc de un portar de mare perspectivă, un jucător care ne-a ajutat foarte mult. Sigur, Gloria Bistrița, în primul rând, l-a ajutat la început foarte mult pe el, pentru că datorită acestui club, acestei echipe, el a ajuns să fie cotat. Să și ca majoritatea fie... celor tineri, să spunem, sigur, așa. Dar și el, datorită seriozități, implicări. Dar nu văd un antrenor, mai ales în fotbalul de astăzi, care să aibă un jucător care, pe care să-l considere eficient la echipă să nu-l introducă să, da, joace. Probabil aici el trebuie să-și dea seama din timp. Revenim la Cosmin, pentru că el e unul din cei care participă direct la acest spectacol. Da, sunt anunțat că avem un telefon. Bună seara! Felicitări pentru emisiune și în mod special pentru invitația noastră. Eu vă mulțumesc și sunt bucuros că i-am alături de mine. Aș dori să felicit pe domnul Neluțu Sabou, atât în calitatea lui de fost jucător, cât și în cea de antrenor și în mod special pentru faptul că eu îl consider unul dintre cei mai valoroși antrenori din Liga Națională și pentru noi o mândrie, pentru că l-avem antrenorul echipei Gloria Bistrița. Deși sunt alți colegi de noastre din mass media care am observat că nu sunt foarte mulțumit de rezultatele lui într-un mod, din punctul meu de vedere, nejustificat. Exemplu, parcă domnul Linca. Na, aș vrea să intrăm în asemenea detalii. Mă interesează punctul de vedere al dumneavoastră și al suporterilor vis-a-vis de Neluțu Sabou, de echipă și... Cei care văd activitatea, care păi sunt toată ziua, da, lângă noi, aia e cel mai important lucru. Oamenii pot fi subiectivi, să știți. E bine să-și păstreze echilibru, dar nu putem judeca pe nimeni. Alte probleme legate strict de echipă, dacă dumneavoastră vreți să comentați. Păi, părerea mea că județul nostru nu este unul cel mai dezvoltat din punct de vedere economic și... Datorită conducătorilor echipei și în mod special la antrenorilor care au fost puși la echipă, am reușit să ne menținem o perioadă destul de lungă în prima ligă națională și pe locuri onorabile. Și am avut chiar participările în cupele europene. Aș dori să îl întreb pe domnul Sabou dacă în strategia lui de viitor, având în vedere că putem să spune că avem un stadion, zic la un standard destul de ridicat față de alte echipe din Divizia Națională.
dacă se gândește să formeze o echipă tânără pe care să o păstreze și cu care să atace cu adevărat o cupă europeană. Și în mod special dacă ar pune accent pe jucătorii din județul Bistrița Năsăud, pentru că trebuie să fim realiști, avem parte de jucători destul de buni în județul nostru. Așteptați la telefon sau mai aveți și altceva? Nu, atât. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc, la revedere. Da, deci obiectivul meu, de asta am și rămas. Deci un obiectiv pe termen mai lung. Este clar că până nu reușesc să pun o echipă închegată, o echipă tânără, o echipă bine pregătită, voi rămâne la Bistrița. Sigur, atâta timp cât, repet, de fiecare dată lumea va fi mulțumită de ceea ce fac, de implicarea mea. Ăsta este obiectivul meu. Deci a fost o etapă în care s-a investit foarte mult și am făcut multe sacrificii, clubul, jucătorii, chiar ne-am luat niște riscuri să plecăm din Bistrița, să jucăm în altă parte, să investim, să creăm condiții bune de performanță. A cuplat absolut toată lumea aici, am mulțumit în momentul respectiv acelor oameni de bine care iubesc această echipă. Sigur, încercăm să găsim soluții pentru a găsi jucători competitivi, jucători care au caracter. Nu este ușor să găsești astfel de jucători, iar încet această echipă să fie stabilă, să nu mai plece jucători, să nu mai fim nevoiți să vindem jucători, să există un nucleu de bază, pentru că numai așa poți să creezi o echipă și să nu mai fim nevoiți ca în fiecare an să dăm drumul la atâția jucători. Și îmi doresc foarte mult să las ceva, dar cel mai important, o echipă tânără, o echipă de perspectivă, care nu se poate face o echipă de valoroasă dacă nu ai și jucători experimentați, dar acei jucători într-adevăr să înțeleagă ce își propune antrenorul, ce își propune clubul și să ajute să participe și ei la acest proiect. Da, exact ceea ce spuneai și mai devreme și mă bucur că ai intervenit cu asemenea întrebare. Trebuie să înțeleagă suporterii din Bistrița că e nevoie de timp. E nevoie de timp și nu n-aș rămâne, pentru că nu pot să rămân. Dacă nu n-aș fi avut ca obiectiv acest lucru, nu rămân la Bistrița. Ce să fac? Pentru că intru în... Da, letargie, fiecare, stau, noi vorbeam înainte de emisiune, fiecare din antrenorii tineri au dorit repede să apară la echipe de prim plan, ceea ce tu n-ai făcut, cu toate că ești cotat printre cei mai buni antrenori și aici trebuie apreciată, să spunem așa, perseverența ta și eu zic că aici ai meritul unui antrenor care cu o echipă luată, hai să spunem, de la zero, ajunge să creeze o echipă competitivă și aici ajung la Cosmin, pentru că și el participă la această reclădire, să spunem, a echipei. Cosmin, tu ce vârstă ai? 24. 24 de ani. Ce vezi tu în perspectivă în ceea ce privește cariera ta? Ai fi dispus să pleci imediat dacă ai primi o ofertă sau ești de aceeași părere că trebuie să-ți faci un stagiu la o echipă, să confirmi și după aceea să, eu știu, să te duci spre zări mai frumoase? Trebuie să joci cât mai bine și după aia, dacă clubul decide să te vândă, mergi mai departe, dacă nu. Știi, rămâi și îți faci treaba în continuare. Am auzit, deci, planul pe un termen mai lung al unui Neluțu Sabău și aici mă adresez și ție, trebuie să ai și această posibilitate de a-ți menține acești jucători. Aici este prin ce reușești tu ca antrenor și clubul? Eu dacă aș putea să rămân, deci cu ceea care sunt, cu acești jucători care am acum, cu încă 4 jucători, pot să fac, nu să câștig un campionat, că este foarte greu.